Reginul în direct i-a avut drept invitați pe Adriana Pop și Silviu Morariu, iar alături de Laura Todoran au discutat despre problemele sistemului sanitar. Cea mai arzătoare și mult discutată problemă a acestui sistem medical este semnarea noului contract dintre medicii de familie și CAS, act care nu se va semna. Casa Cum o să mă încearcă descurc? Să paseze răspunderea limitării serviciilor medicale de la casă la medicul Da, de familie. exact. Pentru a, ca acest medic, fiind interfața sistemului, să-i spună pacientului, nu pot să scriu compensat, nu pot să scriu gratuit, nu pot să scriu pentru copilul acesta bolnav, n-am voie să-l trimit. Sunt o sumă de aberații în sistem în acest moment. După 1 aprilie... Da, după 1 aprilie și rețetele cronicilor al 21-lea, al 22-lea pacient nu o să mai beneficieze de rețetă compensată, de bilete de trimitere. O să lucrăm în sistem privat peste 20 de pacienți și nu știu cum, deci să ne spună niște criterii. Eu cum triez pacienții? Primul sosit, primul consultat sau primul care să sună? În toate domeniile. Primul care sună și se programează, el are avantaj? Nu știu. Și deci ce eu cum îi triez? Cu cei care vin ce fac cu urgențele? Urgență, da, ce voastră. Fac? Ce fac cu ei? Le scriu pe bucățică de hârtie medicamentele să și le cumpere după ce cotizează la Fondul Național de Sănătate? Un alt punct arzător al emisiunii a fost despre centrul de permanență pe care fiecare localitate trebuie să-l dețină. Medicii de familie și-au expus punctul de vedere și, de asemenea, au discutat care sunt avantajele, dar și dezavantajele unui cabinet medical de familie deschis chiar și noaptea. Dar aceste centre de permanență nu pot acoperi 25% din necesarul de servicii medicale ale medicinei primare. Pentru că reducerea de la 28 la 21 a consultațiilor reprezintă 25%. Practic, pentru unul din patru pacienți, Ministrul Sănătății interzice examenul și accesul la servicii medicale. În aceeași emisiune s-au pus în atenția telespectatorilor și alte probleme ale sistemului medical românesc, cum ar fi exodul medicilor în străinătate și venirea altora din țări străine. În aceeași idee s-a evidențiat și faptul că există un excedent de medici care nu pot să se angajeze din cauza că nu sunt locuri suficiente în sistemul nostru.